Să delimităm cumva cele două activități și ceea ce e non-profit să fie separat sub un alt program pe care la început l-am denumit Centrul Cultural al Sustenabilității, dar într-o a doua fază am spus ambasadă și vreau să o felicit încă o dată pe Alexandrina pentru naming-ul ales. Am mers foarte și am fost foarte repede fermecați de conceptul de ambasadă pentru că am conștientizat că sustenabilitatea este, din păcate, încă în România, o cultură străină pe care, la fel ca orice ambasadă străină aflată în țara noastră sau în altă parte, ar trebui să o promovăm și să o propagăm așa, ușor, ușor, printre cetățeni. Ne-am propus trei mari obiective sub misiunea asta de a promova sustenabilitatea la noi în țară, respectiv să reușim să coagulăm și să dezvoltăm comunitatea celor pasionați și hotărâți să meargă în această direcție a schimbării spre sustenabilitate. În al doilea rând, să creștem semnificativ cererea de la consumatorii finali de produse, servicii și comportamente responsabile de la organizațiile din România, atât private cât și publice, și în al treilea rând ne dorim, prin orice formă, să reușim ca împreună cu membrii comunității să contribuim decisiv la îmbunătățirea strategiei naționale de sustenabilitate. În seara asta avem o primă ediție a proiectului Ambasadorii Sustenabilității în România. Ambasador pentru că o ambasadă ar trebui să funcționeze, bineînțeles, cu ambasadori. De ce avem un plural în discuție? Pentru că ne dorim ca în cadrul acestei ambasade să nu avem un singur ambasador, ci mai degrabă să avem o mulțime de ambasadori. La rândul lor, ambasadorii sunt și ei oameni și această seară este despre oameni, fiindcă sustenabilitatea sau responsabilitatea, în primul rând, are legătură cu oameni. Sigur că atunci când spun oameni, nu mă refer doar la noi, cei prezenți în această seară aici, ci în general la toți oamenii din România și, de ce nu, la toți oamenii de pe această planetă. Dacă ar fi să combin aceste două termene, respectiv sustenabilitate și omenire, cred că definiția oamenilor care au tangență sau sunt implicați în toate procesele de sustenabilitate ar fi următoarea. Sunt niște oameni responsabili, în primul rând. Sunt niște oameni care înțeleg că schimbarea nu trebuie așteptată. Schimbarea nu trebuie să vină în baza unor decizii din diverse medii, ci mai degrabă schimbarea există în fiecare dintre noi și trebuie scoasă efectiv la iveală, urmată și pusă în practică. Acești oameni, așa cum spuneam, sunt în primul rând responsabili, sunt în al doilea rând implicați. Sunt în treilea rând niște oameni curajoși, pentru că a dezvolta astfel de proiecte, în primul rând, necesită mult, mult curaj. Și nu în ultimul rând, sunt niște oameni frumoși. De aceea mi-aș permite să vă salut încă o dată, să vă spun bună seara, oameni frumoși, pentru că dacă sunteți aici, înseamnă că aveți cel puțin o tangență cu sustenabilitatea și responsabilitatea. Am vrut să fac și o paralelă între ceea ce reprezintă un ambasador cu statutul său în cadrul unei ambasade și statutul de ambasador, metaforic vorbim, bineînțeles, al Ambasadei Responsabilității din România. Ei bine, sunt foarte multe tangențe. Doar că ambasadorii sustenabilității, ambasadorii noștri, nu reprezintă neapărat interesele economice, politice ale unei anumite țări, ci aceștia dezvoltă la rândul lor interese și acțiuni pentru toate necesitățile sociale pe care le puteți vedea de altfel în acest panou care reprezintă toate cele 17 principii elaborate de United Nations. De aceea, în această seară, invităm alături de noi pe invitații noștri, scuzați repetiția, Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu, alături de moderatoarea momentului, Iuliana Roy. Ambasador, să părea în copilărie că dai mâna cu foarte mulți oameni. Trebuie să fie foarte fain. Da, să vedem. Pare bine.
domnule, doamnă. Bună seara. Mulțumim mult că ați venit în această seară. Ne bucurăm foarte mult că suntem împreună. Noi toți cei care am lucrat și am dezvoltat acest proiect al Ambasadei Sustenabilității suntem foarte încântați că acest prim eveniment se întâmplă aici. Ambasada este un loc în care noi lucrăm pentru normalitate. Încercăm să atingem niște lucruri care nouă ni se par normale. Pentru că atunci când ne uităm pe obiectivele Global Compact, ni se pare normal ca oamenii să nu sufere de foame, să avem apă curată, să oamenii să aibă acces la educație și la sănătate, lucruri pe care ar trebui să le avem cu toții de la sine, să nu trebuiască să luptăm pentru ele. Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu, invitații noștri din această seară, luptă pentru decență, pentru normalitate, pentru veselie, pentru acceptare. Eu doresc să vă felicit pentru tot valul acesta de compasiune pe care l-ați adus odată cu campania Magic Home, care s-a propagat așa printre noi toți și pe care l-am simțit foarte profund. Bine ați venit la ambasadă! Mulțumim mult! Mai mult decât compasiune, noi am simțit că a fost vorba despre implicare și despre generozitate. Asta am simțit în primul rând, implicare. Că n-a fost doar, da mă, trebuie să fie greu să stai pe scaunul ăla. A fost, dar eu ce pot să fac? Ce pot să fac eu acum? Pentru că pot să fac ceva. Și mai mult ca oricând am avut senzația că foarte multă lume care credea că nu poate să facă nimic, pentru că ești prea mic să faci ceva sau că n-ai niciodată timp să faci ceva măreț, e bine, toți oamenii ăștia au înțeles că, de fapt, poți să faci așa de multe lucruri printr-un gest mic, simplu, care e la îndemâna oricui. Așa este. Care au fost lecțiile din campania aceasta mare și cu impact atât de puternic? Ce ați învățat? Ce ați făcut altfel? Ce credeți să puteți fi făcut mai bine sau mai bine? Aș zice că primul lucru pe care l-am învățat este că atunci când lupți pentru ceva, să faci ceva-ul ăla foarte clar pentru toată lumea. Să fie foarte clar și dacă această campanie pentru Magic Home a avut acest rezultat, e în primul rând pentru că oamenii au înțeles despre ce e vorba. Adică dacă ai stat o singură dată într-un spital pe un astfel de scaun lângă patul cuiva drag, că e vorba despre un părinte, că e vorba despre un bunic, despre copilul tău, un prieten, n-ai cum să nu înțelegi. Așa că din punctul ăsta de vedere, această... Aveți încredere în general în ceilalți oameni? Cât credeți că este răspunsul? Din 100%, cât îți răspund da? Dacă crezi că poți avea încredere în general în alți oameni? 80. Undeva la 9%. Undeva la 9%. Și pusă întrebarea invers, crezi că ceilalți oameni mai degrabă o să tindă să... o să încerce să profite de tine? E peste 90%. Și după aia luați parte pe bucăți. Inclusiv la... E foarte interesant, România marchează de asemenea, iese cumva din rând, la capitolul ce încredere poți să ai în vecini. Este groaznic. Deci e cea mai mică încredere în general, din toate țările. Încrederea în familie, de asemenea, în membrii ai familiei. Cam la toate capitolele stăm îngrozitor. Și asta probabil că are de face cu balcanismul nostru, are de face cu anii de comunism și cu numărul extraordinar de mare de informatori pe care am avut în această țară. Și poate că are de-a face și cu, mă gândesc, dar vă rog să mă corectați dacă greșesc, poate are de-a face și cu oarecare naivitate și încredere pe care am avut-o unii în alții la începutul anilor 90 și care a fost călcată în picioare, tot de noi, cumva. Deci presupun că astea toate au dus aici, dar fapt este că suntem aici. Și că din cei 9%, 100.000 v-au dat 9 SMS. Asta este absolut extraordinar, da. Sunt 117.000, erau acum vreo câteva zile, că deja am ajuns la luxul de a nu ne mai uita, iată, nu-mi dau seama. Dar sunt 117.000 de oameni și ăștia sunt numai din România. Și sunt peste 10.000 de oameni din străinătate care au donat, oricât, orice fel de donație, cu cardul sau un cont, am numărat, sunt peste 10.000 de oameni. Eu mai aveam o dilemă majoră, lumea ne spunea la un moment dat, vă sunteți nebuni, cât stați pe scaunul ăla, că vă prinde vara acolo. Și am început să ne activăm voluntarii. Oameni buni, fiți pe fază că va trebui să stăm zi și noapte, am promis că nu ne ridicăm până la 100.000 de SMS-uri, s-ar putea să dureze, nu știm cât durează.
Cert este că aproape că n-a fost nevoie de voluntarii noștri, pentru că 636 de oameni au stat pe scaun până la finalul campaniei, 23 de zile a durat campania, și mai erau înscriși 1185 de persoane, oameni pe care nu-i cunoaștem, și care erau înscriși până în luna mai. Eu cred că dacă era nevoie să stăm până atunci pe scaun, s-ar fi găsit oameni. Pentru că, dincolo de implicarea la nivelul ăsta de 2 euro, oamenii au simțit nevoia să arate mai mult decât atât că sunt solidari. Uite, îmi iau din cea mai importantă resursă pe care o am la dispoziție, timpul meu, și îți dau ție. Eu mă bucur că mă uit așa în sala asta și, inclusiv din sala asta, au fost oameni care au stat pe scaun. Și e așa de importantă lecția pe care ne-au dat-o ei. Au fost cinci caiete, atâtea s-au scris în interiorul acelei încăperi la Galateca. Și lecțiile sau poveștile pe care le-au scris oamenii au fost așa de personale și așa de prețioase. Mă gândeam la un moment dat, ne gândeam să facem publice poveștile alea. Erau atât de semn al încrederii, apropo de încredere. Era un semn atât de profund de încredere. Uite, îți spun ceva care e atât de intim și atât de al meu și numai al meu și ți-l pun ție, ți-l dăruiesc ție, pentru ca tu să-l poți împărți mai departe cu părinții acestor copii. A fost, apropo de încredere, ăsta a fost un semn extraordinar de încredere. Extraordinar. Deci ați făcut Magic Camp, Magic Tickets, Magic Box, Magic Home. Ce alte magii mai aveți de făcut? Acum, știi, nouă ne place foarte tare tot ce ține de magic. Da, it's magic. Dar adevărul e că nu avem nicio baghetă magică. Și că nu. Și dacă ar fi simplu. Dar ce avem și sperăm să păstrăm pentru multă vreme de acum înainte este, pe de-o parte, această încredere, pentru că dacă o pierzi pe asta, pierzi tot. Și pe de altă parte, aceste zeci, sute de mii de oameni dispuși, despre care știi că au în ei această disponibilitate de a face lucruri și despre care știi că, ok, nu toți 100 de mii, dar o bună parte din ei vor răspunde apelului tău atunci când va fi nevoie. Ori, da, magia se face cu oameni. Avem, și cu bani. Avem, da. Și aici erau două lucruri. Dincolo de banii strânși din SMS-uri, sunt două entități, ca să zic așa, care ne-au dat curajul și să mergem mai departe cu campania, știind că și dacă, Doamne ferește, nu o să funcționeze până la capăt, sau tot o să ajungem undeva. Și aceștia sunt Kaufland, care ne-a spus de la început că o să fie aproape și în proiectul ăsta, așa cum a fost din 2015 încoace. Și o comunitate absolut amazing. Și asta este comunitatea La Primul Bebe. Ți-au auzit de La Primul Bebe? Comunitatea Mamelor Educate. E o asociație. Ei bine, aceste femei extraordinare au scos tot ce au avut pe acasă la licitație și au strâns într-o săptămână, deci au făcut o performanță mai bună decât a noastră, au strâns peste 100 de mii de euro într-o săptămână pe care i-au direcționat către Magic Home. Ai zice că mamele sunt acele femei extraordinar de ocupate, care nu au timp să se mai gândească sau energie să se mai gândească la altceva. Ei bine, așa de bine înțeleg aceste mame ocupate despre ce a fost vorba în scaunul acela și despre ce este Magic Home, încât reacția lor a fost, da, absolut uimitoare. Aneta Bogdan. Mare tehnică, nu vreau să le rog, știu că nu era cum se văd, dar sunt foarte curios. A trecut o lună de la începerea campaniei de SMS-uri și a apărut recurență. Ați măsurat cumva dacă au apărut oameni care au refuzat recurența pentru a doua lună? Inevitabil, sunt și astfel de persoane care s-au mobilizat odată. Și au spus, bun, asta este contribuția mea și noi suntem foarte recunoscători pentru această contribuție. Dar, din fericire, sunt foarte mulți cei care au rămas alături de noi. Acum, recurența asta o vedem la fiecare zi, pentru că cei care au donat cei 2 euro pe 4 decembrie
vezi recurența, pardon, pe 4 noiembrie, vezi recurența pe 4 decembrie, de pe 5 pe 5 și tot așa. Deci până la, abia la finalul lunii avem o imagine mai clară. Dar din primele zile, și în primele zile au fost în jur de 20-30 de mii de SMS-uri, în primele zile de campanie, aș spune că aproape 80%, 70%, eu mă uitasem pe primele 2-3 zile, da, e un procent bun deocamdată, dar să vedem dacă se păstrează până la final. Nu există statistică relevantă, că nu ați gândit mai atâtea. Deci, da. Ce spunea, apropo de mamele care s-au mobilizat, așa, Aneta Bogdan îmi spunea la un moment dat că vorbeam de politică și zicea, măi, voi sunteți niște mămălici, o să vină o mamă supărată care nu mai are nimic de pierdut și o să vă arate cum se fac lucrurile. Și se pare că doamna Merkel a trecut printr-o o fază din asta în care a zis, ia, vă arate cum se face. Și cumva, văzând, având experiența asta cu la primul bebe, nu pare deloc neverosimil. Dacă femeile astea își pun ceva în cap, pare destul de... Sunt niște driver. Ce faceți voi? Se încadrează pe panoul ăsta la numărul 3, la sănătate și bunăstare. Fiecare lucru bun care se întâmplă în societate poate fi încadrat într-unul dintre aceste obiective dezvoltate de unul. Acum urmează o întrebare care duce discuția un pic în altă parte, dar pe care vreau foarte mult să vă adresez, și anume, unde vedeți voi, din scaunul ăsta unde stați voi acum, nivelul sănătății și bunăstării în România? Staff. La sănătate te rog. Te pricep mai bine. Sau la nesănătate. Da. Păi spuneați mai devreme de două lucruri care trebuie pentru orice sistem, pentru a fi sustenabil. Sau despre ce e sustenabilitatea. Și spuneați de responsabilitate și curaj. Cum să formulez delicat. Responsabilitatea pentru ceea ce înseamnă sănătate în România și-au asumat-o foarte puțini oameni. De-a lungul ultimilor, nu știu dacă numai 27 de ani, ci în general, poate mai mult decât atât, sănătatea a fost un domeniu clasificat ca drept complicat, cu probleme, și nu a fost focusul niciunui premier și niciunui președinte vreodată. A fost întotdeauna un domeniu unde puneai pe cineva, în modul ideal din domeniu, ca să știe, nu trebuie să fie un doctor care să știe cum funcționează, cum se fac operațiile, trebuie să fie cineva din domeniu care să țină capacul peste oală. Și să nu avem scandaluri, că asta e nasol, pot să dărâme guvernul. Nivelul de înțelegere al societății în general asupra domeniului sănătății este extrem de mic. Pentru că totul e așa, e complicat. Cum se face prețul la medicamente e complicat. Cum se face aprovizionarea cu medicamente e complicat. Cum se face managementul de spital e complicat. Numai până anul trecut, ca să fii manager de spital, trebuia să fii cadru universitar sau medic primar. Și acum, dumneavoastră lucrați în diverse domenii. Dacă vi se pare că pentru a fi manager într-un anumit domeniu trebuie să fii un mare expert în acel domeniu, să-mi spuneți și mie. Eu știu că managementul unei unități, sigur că este un avantaj dacă cunoști ceea ce se întâmplă acolo și trebuie să ai oameni lângă tine cu siguranță care să cunoască în profunzime ceea ce se întâmplă, dar managementul este management. Și cel care este manager, fie al unui spital, fie al unei entități de business, de orice fel, nu poate să fie și manager, și să și predea, și să facă și operații, cum e cazul managerilor de spitale, și eventual să mai fie și într-un partid politic. Pur și simplu nu e fizic posibil. Nu, nu zic că se poate. Da. Se poate așa cum... Iar lipsa de transparență a sistemului, lipsa de implicare a noastră, lipsa de asumare a responsabilității pentru acest sistem, care este al doilea mare cheltuitor din România după buget, deci după bugetul
după bugetul gestionat de Ministerul Muncii și Asistenței Sociale, este al doilea mare buget din România. Al doilea mare buget. Sunt sume enorme. Iar interesul nostru ca societate a fost întotdeauna extrem de scăzut pentru ceea ce, pentru politica ca atare și pentru a înțelege cum funcționează sistemul. Iar ceea ce avem este rezultatul direct al acestei lipse de implicare și al lipsei de curaj. Și pentru oricine a căutat să se implice într-un fel sau altul și în ultimii ani am văzut anchete jurnalistice, am văzut câteva ONG-uri care au, care au ridicat capul și au spus că unele lucruri nu sunt în regulă, așa cum a fost la Colectiv. Rezistența din sistem, la fel ca orice sistem care a fost închis pentru foarte multe vreme, este natural să vină și este natural de asemenea să vină destul de violent. Și a venit. E un sistem în care competența și, sau modul în care este înțeleasă competența pentru politici publice, adică cum, how do you frame the system, dacă are framework-ul, este ține mai degrabă de un aleatoriu și mult mai mult de putere. Și puterea este dată în general de agenda telefonică. Agenda telefonică și cine este în acea agenda telefonică. E atât de simplu. Dar iar că vorbim de sustenabilitate dintre toate domeniile, dintre toate domeniile pe care le avem acolo, din punctul meu de vedere, sănătatea este principala problemă și nu numai în România, ci aproape în orice țară de pe lume. Trendurile sunt extrem de, de neprietenoase, adică ai o populație care îmbătrânește, cam peste tot în lumea occidentală. Bolile de care se moare, sau ce patologiile, da, lucrurile de care, bolile de care ne îmbolnăvim, sunt mult mai, nu se mai moare de bani, chestiuni, cum se numea? Da, de tuberculoză în România încă se mai moare, da. Dar altfel în lumea largă mai puțin. Dar de ulcer. Încă se mai moare de ulcer. Asta e peste bună. Da. Toate bolile digestive, nu toate, dar multe dintre bolile digestive. Se moare de cancer, se moare de boli cardiovasculare. Care în statistica, unul din câți europeni, pentru forma de cancer în următorii 20 de ani? Se pare că până în 2020, adică nu mâine, poimâine, fiecare al doilea european va suferi de o formă de cancer pe timpul vieții. Deci, asta nu înseamnă că va muri, dar va suferi de o formă de cancer pe timpul vieții. Asta înseamnă că va trebui să facă tratament. Tratamentul pentru aceste, pentru acest tip de boli costă de la, dacă ai mare, mare noroc, de la câteva sute de euro până la câteva zeci sau sute de mii pentru fiecare persoană. Noile medicamente care apar sunt din ce în ce mai țintite, se adresează unei populații din ce în ce mai mici și sunt din ce în ce mai scumpe, adică, în general, de la câteva zeci la câteva sute de mii per pacient. Și asta e o problemă peste tot în lume. Peste tot în lume. Și atunci, cred că noi cu toții o să avem o mare problemă și în mod individual am putea să avem asta, dar mai ales ca nații, ca comunități, dacă nu mutăm focusul de la a trata boala către a preveni boala. Și asta înseamnă, când ne gândim la sănătate, la cine? Ne gândim în general la spitale și despre spitale se vorbește. În piramida în sănătate ai medici de medicina primară, medicină de familie, medicină de ambulatoriu și spitalul. Spitalul a fost, piramida asta în sistemul sovietic a fost întoarsă cu fundul în sus. Și noi am moștenit chestia asta. Așa încât când te îmbolnăvești, unde să te duci în altă parte decât la spital. Spitalul este cel mai scump loc
locul unde, unde atât infrastructura, cât și accesoriile, cât și tot ce deci consumabilele, nu accesoriile, nu ce scuze, cât și consumabilele, cât și personalul, sunt cele mai scumpe. Dacă celelalte două nu funcționează bine, medicina primară și medicina de ambulatoriu, asta este un element de nesustenabilitate. Un al doilea element de nesustenabilitate, despre care se discută extrem de puțin, este că noi ne uităm, când vorbim de sănătate, ce facem cu oamenii bolnavi. De când te-ai îmbolnăvit, de când ai fost diagnosticat, ce se întâmplă după. Și acum gândiți-vă că suntem o comunitate, să zicem că noi cei din sala asta, ne gândim cum să rămânem sănătoși. Și atunci, dacă avem un buget limitat, dacă noi trebuie să trăim pentru restul vieții noastre în această sală și să avem un buget limitat, așa cum are orice țară, un buget limitat pentru sănătate, atunci dacă îl văd pe Raul că mănâncă în fiecare zi numai snack-uri și bea alcool și fumează și alte lucruri, s-ar putea să-i zic că... Și atunci s-ar putea să-i zic, știi, pentru noi toți, nu numai pentru tine, pentru noi toți, lucrul ăsta nu este sustenabil, pentru că avem un buget limitat pe care o să-l băgăm în fundul tău ca să te facem bine după ce te îmbolnăvești. Și o să te îmbolnăvești, este o chestiune numai... Deci tu la cură pe sunt bolnăvești, nu e o chestiune de probabilitate, e o chestiune de probabilitate, dar este aproape sigur că dacă continui în felul ăsta, te vei îmbolnăvi. Și dacă noi toți avem un stil de viață și permitem anumite produse și permitem consumul excesiv de anumite produse, atunci, sigur, fiecare are libertatea să consume ce vrea. Așa? Asta ne dorim să fie fiecare persoană liberă. Dar, din păcate, dacă ne gândim la ce facem noi ca comunitate și care sunt fondurile pe care le avem disponibile, și din nou asta nu e o chestiune de sără și de stat paralel, ci pur și simplu există niște fonduri, există niște limite bugetare sau care țin de bugetul individual sau bugetul unui stat. Da? Limitele astea trebuie avute în vedere. Deci dacă noi în țărișoara asta sau la nivel european sau la nivel global nu avem în vedere lucrurile care ne îmbolnăvesc și modul în care ne îmbolnăvim, atunci o să avem o mare, mare problemă de sustenabilitate. Și asta, repet, nu numai în România. Chiar și cu creștere de 8%, considerând că asta ar fi un lucru sustenabil, ceea ce nu este, dar chiar și așa, nu o să facem față. Un alt lucru de care ne îmbolnăvim și ne costă este lipsa de educație. Asta v-am să întreb acum. Avem ceva magic cu educație și cu... Magic nu avem, dar avem foarte mulți oameni care sunt implicați în domeniul ăsta. Sigur că e important și ca acolo unde se iau deciziile pe acest domeniu să existe un cap limpede care să știe măcar să vorbească corect din punct de vedere gramatical. Am făcut greșeală. Nu, la tine mă reprezintă. Și nu ești ministru educației. La asta mă refeream. Apropo de, revenind la punctul 3, sănătate și bunăstare. Și dacă adaug aici și educație, gândiți-vă câți copii merg la școală în ziua de astăzi flămânți. Avem și obiectivele 2 și 4. Quality education și hunger. Iată. Deci mai e de lucru. E foarte mult de investit în... Sigur, sănătatea e importantă și e o prioritate și practic nu poți face nimic altceva dacă nu ești sănătos. Dar există și alte forme de a te îmbolnăvi, ca să spun așa. Și anume, aș pune educația acolo. În top 3, ai grijă de educația ta dacă vrei să ai o societate sănătoasă. Și mai rog ceva, apropo de sustenabil, trebuie să spun că am înțeles că sunt mulți oameni din CSR și în care au de-a face cu CSR-ul. E o chestiune pe care, pe mine ca bancher, există, am lucrat în bancă până anul trecut, până la începutul anului trecut și am studiat economie. Când n-ai niciun talent pe lume și nu știu ce, în general mergi să studiezi la ASE. Și ce puțin asta se potrivește foarte bine pentru mine. Și, bine că ai da, și,
Și atunci, dar după aceea îți rămân două lucruri, cel puțin, și asta ca să adaug și partea bună. Partea bună e că după ce studiezi economie, cred că îți rămân cel puțin două lucruri. Unul este chestiunea de eficiență, care întotdeauna am vederea asta input-output, cât investesc și ce iese din asta. Și sigur, ce iese poate fi măsurat în diverse feluri. Asta o dată. Și doi, ai întotdeauna în vedere riscurile. Mai ales dacă ai lucrat în bancă, știi că întotdeauna trebuie să te uiți care sunt riscurile. Ce-ți vine din stânga și din dreapta, ce ar putea să te lovească. Când avem discuția asta acum câțiva ani în Viena cu câțiva prieteni care lucrau la companii mari, care aveau participații semnificative în România și în alte țări din Estul Europei și care investeau în artă. Și mie mi se pare foarte frumos să investești în artă și în statui și în lucruri. Dar atât timp cât ești cât îți cade coșmelia în cap, sau coșmelia s-ar putea să cadă la primul cutremur, fie că acel cutremur este unul fizic, unul real, efectiv, ceea ce înțelegem prin cuvântul cutremur, fie că este vorba de un cutremur de al democrației, când ai problemele astea structurale, să investești în statui și în spectacole și în artă, fie că ești o primărie, fie că ești un guvern, fie că ești o companie mare care, nu-i așa, își asumă o responsabilitate socială, mi se pare că este un lux. Un lux pe care poate că trebuie să ne gândim acum, dacă nu am făcut-o până acum, mi se pare că trebuie să ne gândim bine dacă ne-l permitem. Părerea mea sinceră este că în partea asta de lume, lucrurile astea sunt importante și trebuie să aibă locul lor, și statuile, și arta, și toate. Dar trebuie să avem un pic grijă de coșmelie. Și coșmelia înseamnă coșmelia fizică, dar înseamnă sistemul democratic, înseamnă întărirea instituțiilor, înseamnă educație, înseamnă sănătate, înseamnă lucrurile astea, astea foarte de bază, care ne țin împreună și nu ne despart. Care ne fac să fim o comunitate și nu o adunătură de indivizi care se pot comporta din când în când ca niște animale. Iertați-mi exprimarea. Da. Priorități pentru bunăstarea acestei țări? V-ați gândit vreodată? Da. Probabil că te-ai gândit când era în clădirea frumoasă din... În ce altă cerere. Da. Probabil că te-ai gândit. V-ați dat seama că ceea ce faceți voi este se duce pe niște linii de bunăstare, probabil că v-ați dat seama. Dar, dincolo de acestea, la ce v-ați gândit? Nu cred că sunt altele discutate mai devreme. Cred că educație, sănătate, infrastructură, lucrurile astea, prin asta înțelegând și mediul și toate cele, dar mie mi se pare că pariurile... Câte vreme nu rămân slogan, că așa știm pe cineva la putere care are aceleași priorități, da? Da, cu toți aceleași priorități, da. Mi se pare că pariurile noastre sunt două pentru următorii 10-15 ani. Mi se pare că un pariu major pentru noi este exact ce spuneați mai devreme, definiați sustenabilitatea prin două lucruri. Prin asumarea responsabilității și curaj. Și dacă nu o să fim mai mulți care o să ne asumăm responsabilitatea și o să avem curaj să facem un pas în față, în orice formă ar fi asta, fie că este la nivelul unei corporații, fie că este la nivel de acțiune civică, fie că este la nivel de acțiune politică, în orice fel, dacă nu o să ne asumăm responsabilitatea și nu o să avem curaj, nu o să fie bine, nu o să fie sustenabil, ca să zic așa. Ăsta este un pariu major și al doilea pariu major mi se pare că este, are legătură cu acest element esențial și anume instituțiile. Instituții puternice, instituții cu oameni care să aibă șira spinării și să aibă o minimă, sau nu minimă, să fie competenți. Asta este singurul lucru care îți rezolvă fiecare punct sau care îți nenorocește, pur și simplu, fiecare dintre punctele de acolo. Să ai instituții care să fie la nivelul, măcar la nivelul
ce să zic, la nivel de, la nivelul unui oraș mediu din țara în care trăiești. Și să vă spun de ce spun asta. Să explic. Am venit dintr-o... am plecat de la Viena dintr-un soi de farmacie, știți, așa, era totul curat, cred. Am lucrat 10 ani în bănci la Viena, unde totul este procedurizat. Viena este un oraș în care poți să-ți faci planuri. Austria e o țară în care poți să-ți faci planuri. Oamenii în luna aprilie, nu este nimic anormal să vorbești despre Revelion. Unde o să faci Revelion? Să faci planuri cu prietenii. Dacă e foarte anormal să vorbești în luna octombrie sau noiembrie despre Revelion, pentru că atunci totul este booked și toată lumea și-a făcut deja planuri. La fel cum e foarte normal să începi să te strâmbi dacă autobuzul a întârziat 30 de secunde. Și vezi la marginea Vienei cum doamne la 80 de ani așteaptă autobuzul și se uită pe, pe tabel și, da, și după aia se duc la șofer și îi spun că știți, da? Dintr-un mediu ca ăsta, eu mă așteptam ca în instituțiile statului român să găsesc nu nivelul de corporație din România, nu nivelul de corporație din Viena, dar mă așteptam să găsesc nivelul unui IMM, nivelul oamenilor din IMM-uri și văzusem câteva. Nu suntem acolo. Măcar acolo dacă am ajunge, să avem nivelul unui IMM dintr-un oraș măricel din România. Nivelul ăsta de eficiență, nivelul ăsta de asumare a responsabilității, dacă vreți, și nivelul ăsta de curaj. Dacă ajungem acolo, suntem binișori. Deocamdată, suntem în cu totul alt, în cu totul alt loc. Și asta e... Și asta creează încredere, ca să ajungem la... Da, asta creează încredere. Asta creează încredere pe de o parte și încrederea se traduce și prin eficiență. Pentru că dacă... Asta povestesc mereu, că dacă ar fi un... Dacă ar fi o axă a încrederii, care e așa ca mâna mea, atunci noi la Magic Camp asta avem avantajul ăsta. Că eu, pentru fiecare om din echipa noastră, eu îmi tai o mână. Deci am încredere 100% că niciunul de acolo nu o să facă, nu că nu o să facă niciodată o vreo prostie, dar nu o să ne lase cu fundul în baltă atunci când e cel mai greu. Deci încrederea e undeva. Doamnă care lucra acolo de 30 de ani, mi-a spus despre o colegă pe care o angajase și care era pur și simplu briliantă. Mi-a spus, ai grijă, nu poți să ai încredere în ea, vine din privat. Deci da, și nu glumea, pe mine m-a apucat râsul, dar după am văzut că se uită la mine și nu era ceva de înțeles de ce râți. Că și în tine avea încredere maximă. Da, asta. Totuși, îți dai încrederea dacă ai spus asta, nu? Da. Dată informații din casă. E un fel anume. Dar... da, deci... E o diferență majoră. Și astea două mi se pare că sunt marile pariuri. Unul, cum înțelegem să ne asumăm responsabilitatea și să avem curaj să ne asumăm ceva mai mult decât până acum. Și suntem relativ puțini cei care putem, ăsta e adevărul. Mi-au spus două persoane că... înțeleg că în București sunt undeva la 300.000 de corporatiști. Da. Și eu credeam că mai mult. Și eu credeam că mai mult, da. Cum era? Nici noi nu știm cât suntem. Da. Avem o statistică în companiile cu peste 500 de angajați, conform măsurătorilor din 2015, erau undeva la 1.400.000 de oameni. Nu neapărat corporații, dar asta în România. Străini. În România. Asta e România. Deci putem să comparăm. Da. Stai un pic. Uite, vorbim despre Kaufland, că îl avem în cameră și... Ce înțelegem prin corporatist în cadrul unei structuri ca un mare retailer? Aș da peste 500 de ani. La birouri? În primul rând, da. Aș lua prima dată oamenii de la... Da, White Collins. E absurd să ceri implicare civică și cumva să-i cer cuiva să-și depășească condiția dacă el sau ea trăiește de pe o zi pe alta.
E inuman să ceri asta de la cineva care nu are de unde. Dar dacă noi nu facem mai mult, atunci aș spune ce spunea el acum câțiva ani. În fiecare zi trebuie să-ți câștigi, nicio luptă nu e câștigată definitiv, și în fiecare zi trebuie să-ți câștigi dreptul la mâine. Ceea ce nu e în gena noastră să... Sau nu e uman să te gândești așa, că nu știu, dacă am câștigat ceva, tot o să fie așa de acum încolo mulți ani. Dar istoria ne arată că nu prea. Nu prea. O ultima întrebare. Cum va fi merge peste 10 ani? Magic, logic. Unde îl vedeți voi? Spunea și Vlad, am pornit de la o tabără, făcut o funcțiune oncologice, apoi inclusiv aceste tabere s-au deschis și către alte categorii de copii, copii cu arsuri grave, care au suferit arsuri grave, copii care au pierdut pe cineva drag în Bluchem. Apoi am descoperit că e mult mai mult decât joacă la greu, că vrem să le oferim mai mult decât joacă la greu și dincolo de bucuria și de încrederea în propriile forțe pe care vrem să le dăm acestor copii, ne-am orientat spre universul cu totul al copilului său, dincolo de tabără, și am creat Magic Box și Magic Ticket și Magic Home. Primim semnale și nu puține, aproape în fiecare zi ne sună cineva, că e din Iași, că e din Brașov, că e din Cluj, că e din Piatra Neamț, care ne spune vrem să facem și noi Magic Home la noi, pentru că și noi avem un spital mare, și la noi vin din sate părinți amători. Credeți că în următorii 10 ani va mai exista, cel puțin în România, necesitatea ca ONG-urile să se implice în mediile sociale, așa cum o faceți voi? Adică, mi-ați dat o veste, pentru mine cel puțin, foarte pozitivă, foarte importantă, pentru că continuați. În același timp, trendul ar trebui să fie oarecum... Faptul că noi continuăm e de fapt o veste proastă, într-o lume ideală, exact, cu un guvern care știe ce face și cu instituții care funcționează și cu un nivel de încredere unii în alții, rezonabil măcar, organizații ca Magic Camp n-ar trebui să existe. Tabere pentru copii cu afecțiuni oncologice n-ar trebui să existe. Lucrurile astea... Până la urmă să ne înțelegem de ce au apărut ONG-urile. Organizațiile non-guvernamentale au apărut ca să suplinească ceea ce nu poate să facă statul. Și unul statul nu poate să facă din lipsă de resurse. Și atunci poți să înțelegi. Păi nu poate, pentru că nu are cu ce. E rezonabil să înțelegi asta. Dar de cele mai multe ori statul nu face nu numai pentru că nu are cu ce, ci și pentru că e incapabil, că e... Nivelul de profesionalism este foarte jos. Așa că dacă Doamne ajută, aceste instituții vor fi populate cu oameni care își asumă responsabilitatea, care au încredere și care au un nivel de profesionalism ridicat, atunci noi peste 10 ani nu mai existăm. Dar au trecut 20 de ani de la Revoluție. Parcă 20 era așa. Aproape 30. Nu, bun. Da, unele lucruri trebuie spus că un ONG le face întotdeauna mai bine decât statul, pentru că statul are niște... Când folosești banul public, în mod evident trebuie să ai niște reguli mult mai stricte. Asta e valabil oriunde, nu numai la noi. Că la noi, la mine, la minister, a durat 5 luni să-mi cumpăr o canapea, asta e altceva. Dar... Te-ai luat din îngătirea? Nu, am lăsat-o acolo. Sper că au aruncat-o până acum pentru binele domnului Bodoc. Era atâta. Dar ONG-urile sunt importante întotdeauna. Societatea civilă o să fie întotdeauna importantă și e important, e important ca câștigarea alegerilor de către un partid sau altul și formarea unui guvern nu te face să cunoști niciodată adevărul absolut. Nu ești în niciun fel proprietarul adevărului absolut, iar guvernarea înseamnă guvernarea cu și pentru aia care te-au votat. Și dacă pentru e ceva mai clar, nu? Că teoretic toată lumea înțelege că trebuie să guvernezi pentru votanți și pentru toată lumea, nu numai pentru cei care te-au votat,
acest cu nu e de la sine înțeles, dar așa trebuie să fie. Toată ideea de dezbatere publică, toate ideile nu pot să vină din capul unuia care este în capul sistemului. Și ideile pot să vină foarte bine de jos, iar implicarea civică găsește și forma asta de ONG-uri, care de multe ori spun adevărul. Și în anumite vremuri ale istoriei, atunci când aceste ONG-uri, ca adunări de oameni care vor să facă ceva și sincer, și au un nivel de implicare un pic mai mare decât ceilalți, atunci, în anumite vremuri ale istorice, spunerea adevărului se cheamă stat paralel, se cheamă server și se cheamă lupta împotriva orânduirii de partid și de stat, se cheamă în diverse feluri. Dar adevărul întotdeauna niciodată nu e numai în vârf, ci adevărul trebuie cumva să vină și din societate. Și asta cred că a fost destul de clar, sper că a fost destul de clar și la cât am fost la minister. Unele dintre lucrurile pe care le-am făcut au fost un sistem de raportare a lipsei medicamentelor, pentru că n-ai de unde să afli din biroul unui ministru lucrurile astea dacă nu-ți vin de la medici, de la farmaciști, de la... A fost sistemul de feedback în spital, care exista și înainte, avea 9 pagini și după aia a existat un simplu SMS și 9 întrebări. A fost campanii prin care educi populația și ridici un pic nivelul, precum e cea pentru vaccinuri. În general, adevărul nu trebuie să fie într-un loc, ci trebuie să fie o comunicare permanentă în sus și în jos. Mulțumesc foarte mult invitațiilor noștri. Cred că ar trebui să încheiem, după cum m-am mutat eu la ceas. Îl invit, vă rog să rămâneți alături de noi. Îl invit alături de noi pe Valer pentru momentul onorific al serii. Valer, te rugăm. Da, te rog. Da, dă mâna, da? Da-ți și mâna. Și mâna. Avem un cadou. Nu vă spuneți, e de bine. Da, mă rog, s-a spus deja foarte multe despre acțiunile pe care le-ați făcut. Atât despre voi, cât și despre campaniile pe care le-ați făcut, așa că n-aș putea să vă continuare și doar să vă spun un simplu mulțumesc pentru că sunteți, pentru că faceți și pentru că vă pasă. Noi mulțumim. Facem, dar facem cu voi. Asta e important. Că de unii singuri nu o să reușim niciodată decât bucăți foarte mici. Când suntem mulți, iese. Și aș adăuga, cred că este singura organizație care nu și-a spus cum se cheamă? Motoul. Și motoul spune tot, și anume magic, știți că e magic camp, magic, și motoul este magic is something you make. Că nu apare așa în văzut, e something you make. Pui mâna, adică pui mâna și faci. Mulțumim frumos! Mulțumim și noi. Vă invităm să rămâneți alături de noi la un pahar de vin, să continuăm și informal această discuție. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și vouă și Iuliane și vouă invitațiilor celor care ne-au urmărit pe Facebook. Am uitat să vă anunțăm că suntem pe Facebook. Așa, pe la final. Aș vrea să completez că am încercat să mă abțin în timpul discuției. E un concept despre care nu am discutat, dar care e foarte important pentru noi la Ambasada Sustenabilității și aș vrea să-l ținem minte, respectiv cel al colaborării. Așa este în momentul de față, nivelul încrederii unii între alții e foarte jos, dar și asta afectează colaborarea. Dar fără să urmărim colaborarea, nu vom putea să facem lucruri mărețe și cred că colaborarea a fost și unul dintre secretele reușitelor voastre. Și foarte scurt, diploma asta și faptul că am avut onoarea să vă
să vă mânăm, să vă numim primii ambasadori sustenabilității din România, aș vrea ca inclusiv voi, în spiritul ăsta al transparenței, să interpretați acest gest al nostru mai mult ca pe o responsabilitate decât ca pe un cadou. Facem și mai mici, dacă este nevoie să descurcăm în casă.